Salutare! Astăzi vom vedea cum curățăm corect tapiseria textilă, da? Avem o perie. Oh, da! Luăm o perie gentilă pentru tapiseria din piele. Spream soluția, nu? Cam asta e ceea ce ar spune oricine. După care o lăsăm să acționeze timp de câteva secunde. După care agităm. Iar la final, luăm o lavetă din microfibre. Cu ocazia aceasta testăm și lavetele celor de la Detailing Geek. Și ștergem murdăria, nu? Iată, uite, ce tapiserie curată avem noi. Nu-i așa? Totul bine și frumos. Ia să vedem și diferența. Sper că se observă pe cameră. Există într-adevăr o diferență. În partea aceasta materialul este ușor mai deschis. Pe când în partea aceasta materialul este puțin mai închis, are o culoare mai închisă. Ei bine, nu. În momentul acesta noi am creat așa numitul magnet de pete. De ce? Pentru că suprafața este îmbibată în detergent. Ea pentru moment pare într-adevăr curată, dar dacă se întâmplă să scăpăm foarte puține lichide de orice fel, nu neapărat suc care să păteze, chiar și apă, materialul având acum o pătură de detergent deasupra, noi când am scăpat o picătură, nu chiar cât am dat eu aici, o simplă picătură de apă, detergentul se va activa în momentul acela. Și va rămâne pătat exact ca în această zonă, sper să se vadă. Se va albi în acel loc materialul.
și așa va rămâne după uscare. De ce? Pentru că materialul este îmbibat cu detergent, pe deasupra se pune din nou o peliculă de praf, de mizerie, iar noi când vom scăpa o picătură de apă, în momentul acela detergentul va acționa și va curăța zona, rămânând o pată, rămânând diferențe de culoare. După curățarea materialului este absolut necesară extragerea murdăriei. Vom vedea acum ce vom scoate din această porțiune, da? Acum puteți observa cu adevărat că partea dreaptă este într-adevăr mai curată decât partea stângă.